Jucători care au jucat două ediții. Adică da. Okay. Sunt care au revenit. Uite, Cheche, dacă îl știi tu, Cristi Rajală, de două ori a venit. Da. Și au mai fost cu dublă. Alex Miu. Dar cum ți se pare ție ca jucător cu experiență turneul ăsta de pe online? Ținând cont că am văzut că e overlay aproape de fiecare dată, mă gândesc că e genial. Și cu 5.000 de, da. Și cu asta, nu? Da. Ești genial, nu? Da. Avem un Orin. Ați auzit, oameni buni? Da, uite, ne întrerupe din discuția noastră interesantă Sorin Constantinescu cu fleacuri dintre astea, ce se întâmplă la masa de joc. Parcă interesează pe cineva. Păi da. Da, deci avem un Orin de la Andrei Racolța, care a jucat până acum așa, agresiv și bine a făcut. Și Claudiu Dragomir e... Pas. O pasează cu azi, da, mă, o mână premium. Probabil că cea mai slabă mână premium, nu? E o mână premium slabă, azi, da, mă. E surprinzător, pas. Dar e surprinzător, dat fiind faptul că avem blinduri atât de mari, nu? Normal, 3 mici, adică... blinduri atât de mici și stacuri, da. Blinduri, nu, blinduri mari și stacuri mici. Au invers, da. Da. Și ia să vedem, Claudiu avea 18 blinduri și ar fi trebuit să plătească fără ezitare. Și acum, nu? S-au inversat... rolurile. A trecut Andrei peste. Auzi, hai să te întreb, că-s curios și eu și poate e curioasă și mea. Azi dam offsuit, cum e asta, call. Azi valet offsuit? Acum, eu îl cunosc pe Andrei. Pe Andrei la Colța, da, din imagine, da? Și știi că e în stare. Eu i-aș fi da call, într-adevăr, da. Da? Azi 10 suited? Nu îi mai dădeai. Probabil că acum... Deci acolo e limita. Știu. La 10-800 clar nu dădeai. Nu. Deci aia e limita. A 10-100, a 10-800. Îl punem pe mână. Cât de cât în top. Am înțeles. A 10 nu. Mai învățăm și noi de la specialiști. Le-am povestit oamenii.